Sănătate, numai bine tuturor. Am primit un comentariu, nu mai știu de la cine, cum mai merge pe Bolt. Da, să vă zic eu părerea mea după o lună de Bolt. Uitați aici, am ieșit de ceva vreme și am făcut doar 10 lei. Nu știu dacă se vede. Acum se vede. Haideți să vă arăt activitate. Am făcut luna trecută 625 de curse. Îmi trebuia de fapt 650 de curse. Nu le-am făcut. N-am reușit să le fac. Am o să vedem câți bani o să bage pe colantare. Sper să bage maxim, pentru că totuși au avut 30 de zile luna în noiembrie și s-ar putea să bage colantare maximă. Păi ce să zic, am se zice că e un fel de sclavie. Păi cam așa ceva e. Adică trebuie să lucri foarte mult. 7 zile. Haide să vă arăt curse, unde să vă arăt câte ore am lucrat. Ore online. Am lucrat luna trecută. Am lucrat 220 de ore. Și în medie fac cam 500 de lei pe săptămână. E puțin, sub 100 de lei pe zi îmi rămân mie banii. Așa că... Deci vă zic, cam asta, îi faci sub 100 de lei pe zi. Bine, cu colantarea ieși undeva la peste 100 de lei pe zi. Dacă faci colantare maximă, adică eu dacă fac colantare maximă, mai de acolo mai îmi iau încă 1100 de lei. Da, dar ce să zic, e contract de muncă la 8 ore, plătesc 12% la firmă, la firma asta care are flota. Plătesc 20% la Bolt. Vă dați seama, plus motorină, plus spălatul mașinii. Deci rămâi undeva la 500 de lei pe săptămână. Cam asta. Eu zic că e destul de puțin. Poate dacă lucri undeva la 12-14 ore, din calculele mele, dacă lucri vreo 14 ore pe zi, eu zic că ar trebui să faci undeva la 500 de lei pe zi, și atunci la 500 de lei pe zi faci undeva la 3500, și după cum am calculat eu, aș rămâne undeva la 1080 de lei sau așa ceva am calculat. 1000-1100 de lei pe săptămână. Și atunci, da, ar fi ceva. Dar eu nu am atâta vreme să ies și vă spun sincer, după 8 ore de stat în mașină, de condus, nu prea mai e chef. Apoi să lucri 12 ore. Asta la care lucru, o lucrat tot așa 12 în fiecare zi și s-a distrus aproape, s-a dus și a luat concediu. Că nu am mai putut. Așa că eu zic că ca să fie eficient, trebuie să lucri undeva la 8 ore. 8 ore pe zi. În rest, ce să zic, stau la căldură, mai citesc, mai mă uit pe YouTube, nu știu ce. În rest, e ok. Acum, de exemplu, astăzi, 2 decembrie, ia să vedem de câte ore îs. Ore. De oră și 5 minute și am făcut 10 lei. Deci e slab astăzi. Ieri, iar nu pot să zic cum mărs bine. Ieri cât am făcut? Nu știu. În total am făcut 771 de lei. Luni, marți, miercuri. Așa, ce să zic? Cam asta e. Dacă m-ați întrebat, pentru cine m-a întrebat, cum mai merge treaba.
Mă aștept acum în decembrie să meargă mai bine, pentru că e luna cadourilor, lumea o să bolunzească, să meargă stânga-dreapta, să cumpere cadouri, dar o să fie și aglomerat și atunci vă dați seama că o să fi blocat tot timpul în trafic. În Cluj e foarte blocat traficul, îs lucrări pe drumuri și apoi s-au îngustat benzile, lumea iasă cu mașinile pentru că e frig și na, nu mai găsești trotinete, să te dai cu trotinetele, că iarna le scot și atunci vă dați seama, lumea iasă cu mașină, se aglomerează de numai. Asta e nașpa, e nașpa aglomerația. Aș fi lucrat de noapte, mie de noapte mi-ar place să lucrez, dar acum cu pandemia asta, după ora 9, hai să zic 10, după ora 10, e slabă mișcarea, din câte am înțeles. Dar o să fac într-o zi să văd, că am numai din auzite, din ce am auzit, o zis că n-are rost, că prins curse la distanțe mari, 10 lei, nu prea sunt și așa mai departe. Dar nu o să-i cred pe cuvânt, o să încerc săptămâna asta să lucrez într-o zi, într-o noapte, să văd cum e. Cred că vineri, mâine. Mâine o să încerc să bag și de noapte. Mie noaptea îmi place să conduc. Atunci e liber, frumos, lumini. Pace mai mult, mă simt mai bine să conduc noaptea, ziua nu prea-mi place. Cam asta e. Cam așa merge. Vă doresc sănătate, numai bine tuturor. Doamne ajută.